Fac acest videoclip special pentru pescarii care au tot timpul că cineva a prins pește și zice cum dracu ăla a prins, eu nu am prins. Nu mă arăt pe mine că nu sunt eu Coco Jumbo, arăt Dunărea că e mai frumoasă. Deci foarte mulți pescari, mulți dintre voi ați auzit, bă, ăla a zăpăcit peștele, bă, ăla a luat, bă, ăla a făcut, bă, ăla a dres. E, vedeți cât de vastă e Dunărea asta? Păi dar are mii de metri pătrați, poate kilometri de metri pătrați, așa. Eu dau un loc ăsta la pescuit aici, depinde la ce specie dau. Aici încă eu dau la caraz, la plută, la bazia și la divici, la mama naibii. S-au auzit că l-au zăpăcit pe caraz. Așa, eu n-am prins niciunul. Acolo cineva dă la crap, la staționare, la grund, cum vreți voi să-i spuneți, și au prins omul. Au fost alte persoane pe partea aia lantă de după el și nu au prins nimica. Să nu credeți niciodată când auziți, bă, l-au prins, l-au luat, l-au dres, că peste tot locul o să fie așa. Nu luați în considerare lucrurile alea, pentru că este omul, locul și norocul. A venit omul nimerit, peștele l-a prins și game over. Poți să te duci tu cu 1000 de lansete în locul ăla sau după aceea că poate tu n-ai să prinzi nimic. Nu vă mai las după lucrurile astea. La pește trebuie să veniți, să încercați. Dacă aveți baftă, bulan, cum vreți voi să-i spuneți, prindeți. Dacă nu, game over. Asta e. Pentru cei care aud tot timpul, bă, cum ăla a prins pește și tu nu, că așa, că pe dincolo, că cu tare, că alea. Deci ăsta e adevărul. Eu dau aici. Se prea poate să nu prind nimic, nimic, nimic. Dar altul să dea un pic mai în stânga mea și să prindă, să-l zăpăcească, să-l nenorocească. Ăsta e adevărul, băieți. Toată lumea a auzit că s-a prins ăla, că s-a luat ăla, că așa, ăla, că pe dincolo. Nu este, nu toate locurile sunt la fel. Frațele, dai mumeală și vine și le halește. Le-au învățat oamenii, nu le mai învățat, bă, frate, cu pită, cu alea. Astea, da-i le găsiți moarte, astea nu trebuie să mănânce pită și porcării ce le dați voi. Astea trebuie să mânce mâncare naturală, iarbă, porcării de-astea din apă. Pâinea le umflă, nu sunt obișnuite, astea nu sunt domestice. Uite, s-o duc și mănâncă pâine ce am aruncat-o la obleți. Mâncă. Și în privința peștelui aia, eu vă sfătuiesc să faceți treaba. Dacă chiar vreți să prindeți pește și vreți să ieșiți la pescuit, ieșiți și încercați. Dar nu vă mai luați tot timpul că ați auzit că l-au prins, că l-au luat, că l-au zăpăcit, că l-au dat momeala cu tare, l-au... Asta e adevărul despre pescuit, vă spun din propria experiență. Unii au mai multă baftă, unii au mai puțină, unii au noroc, alții n-au deloc și asta e la pește. Deci luând în vedere și având în considerare, rațele alea mănâncă momeala mea de la pește, nu? Asta e, game over. Vă salut și pe data viitoare.